șeful Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrov, a fost reținut ieri în urma perchezițiilor făcute de Direcția Națională Anticorupție, potrivit unor surse judiciare. Alte 7 persoane au mai fost audiate în dosar. În paralel au avut loc descindere ale Direcției Generale Anticorupție la Agenția de Control și Încasare Nădlac 2. Procurorii anunță că 47 de angajați ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt suspectați de luare de mită. De ce v-au adus? Nu știți de ce v-au adus. Dar de unde v-au adus? Știți cumva de ce v-au adus? Ce se pune v-au adus aici? Care este acuzat? Infracțiunea de luare de mită, nu știu încă. Unde lucrează clientul? Momentan la Timișoara, nu mai este undeva. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad efectuează cercetări într-un dosar penal față de 47 de suspecți angajați ai Agenției de Control și Încasare Nădlac 2 pentru luare de mită în formă continuată. Aceștia ar fi cerut mită de la șoferii de tiruri pentru a le permite să treacă în Ungaria cu o greutate mai mare decât cea admisă de lege, adică peste 40 de tone. În urmă cu un an, CNAIR anunța implementarea unui sistem de cântărire a camioanelor din mers la Vama Nădlac 2, care era menit să verifice rapid respectarea gabaritului maxim admis de 40 de tone la ieșirea din țară. Acest nou cântar pe bază de senzori ar fi trebuit să reducă cu 20% timpii de controale specifici ai Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Și CNAIR a emis un comunicat de presă cu privire la acțiunea DGA. Persoanele în cauză care au fost conduse la sediul DGA Arad sunt suspectate de săvârșirea unor acțiuni asimilate faptelor de corupție. Situații descoperite în urma mai multor verificări derulate de structurile de control ale CNAIR. Un caz asemănător s-a mai petrecut în Vama Nădlac 2 și în 2019. Atunci a fost vorba despre aceleași acuzații de luare de mită și s-a ajuns la reținerea șefului DRDP Timișoara și mai multor angajați din cadrul instituției. Tot marți, procurorii DNA au efectuat 20 de percheziții în 20 de locații din București, Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, domicilii, sedii de firmă și Direcția Regională Vamală București. Ancheta vizează fapte de luare de mită și trafic de influență. Procurorii suspectează că funcționarii vamali erau mituiți cu sume cuprinse între 600 și 12.000 de lei pentru a permite intrarea în țara bunurilor contrafăcute sau fără documente. Efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, săvârșite în perioada 2021-2024 de către funcționari publici în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. În anchetă este vizat directorul Direcției Regionale Vamale București.